A așteptat până proprietara va pleca de acasă, a intrat în locuința victimei și i-a furat tot ce a găsit de preț. Un tânăr de 31 de ani din Chișinău a fost reținut de oamenii legii suspectat de furt dintr-o locuință amplasată pe strada Mihai Eminescu din centrul capitalei. Individul a ajuns în vizorul oamenilor legii după ce proprietara casei a sunat la poliție și s-a plâns că în timp ce lipsea de acasă, cineva i-a furat cosmetică și bijuterii în sumă de 139.000 de lei. După mai multe investigații, bănuitul a fost reținut, iar în timpul audierilor și -a ar fi recunoscut parțial vina, declarând că are curs la acest gest din lipsă de bani. Pentru ce ați fost reținut poliție? Am intrat în bun... într-un nu știu, bun. Ați strâns bunurile, da? Da. Vina o recunoști? Parțial. Anterior, ați mai fost da. Potrivit poliției, suspectul ar fi reușit să vândă o parte din bunurile furate, restul au fost depistate la el acasă. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru furt, infracțiune care, conform legislației, se pedepsește cu până la 67.500 de lei amendă sau detenție de până la 4 ani.